Poliția rutieră s-a pus serios pe treabă. Zeci de șoferi se aleg zilnic cu amenzi usturătoare pentru că își parchează ilegal mașinile. De la începutul anului curent, oamenii legii au ridicat peste 5 plăcuțe cu numere de înmatriculare ale autoturismelor lăsate. Au fost ridicate numele de înmatriculare la toate automobilele care stăteau parcat neregulamentar. Așa, fiecare conducător când se apropie la automobil, vede că lipsește numărul de înmatriculare. Se apropie la poliție și se întocmește proces verbal. Unii conducători dau vina pe autorități și lipsa locurilor de parcare. Alții însă nu vor să recunoască că greșesc atunci când lasă mașina pe marginea drumului. N-am calcat, n-am văzut znacul. Cum nu ai văzut? El este chiar la intrare în stradă. Nu l-am observat. Nu interesez, dar dacă asta e, parcarea era în plină, nu erau unii locuri. I-am lăsat-o pe 10 minute și mașina m-a înielat leacuri. Ездите на машине? Вы ездите на машине? Значит, вы правил-то не знаете? Значит, правил-то не знаете? Она стояла до знака, за перекрестком. За перекрестком, не до перекрестка. Cele mai multe mașini parcate ilegal se află de obicei pe străzile 31 august, Ierimița, Ștefan cel Mare, intersecție cu 31 august. A menționat Victor Repede, inspector Poliția Rutieră Florești. Sunt documente două procese verbale pentru oprirea în locuri interzise și pentru blocarea intenționată a artierilor. Șoferii au fost sancționați cu amendă mărime de 5 unități convenționale, adică 100 de lei, și alții cu amendă de 10 unități convenționale, 200 de lei. Care sunt motivele că șoferii se apără? Nu, fiecare spune că adică nu sunt locuri pentru parcare, au necesități care la magazin, care la farmacie, fiecare spune pe 5 minute. Asta e problema din... Din ce motiv să faci ambuteiaj pe străzile date? Pentru parcările în locurile interzise, șoferii riscă amenzi de la 100 la 200 lei și 2 puncte de penalizare. Pentru șoferii care blochează arterele de transport, riscă o amendă de până la 1000 de lei. Cei care își achită amenda în 72 de ore, plătesc doar jumătate. Pe parcursul anului 2012, de către colaboratorii Poliției Rutiere, au fost ridicate 214 de plăcuțe cu numere de înmatriculare.